Pe două dintre străzile care fac legătura între Bulevardul Unirii și strada Spiru Haret, circulația autovehiculelor se face de câteva zile pe un singur sens. Strada Ciucurete are sens unic dinspre Spiru Haret spre Unirii, iar pe strada Ciochinescu se circulă către Spiru Haret. Este vorba de două străzi foarte importante din municipiul Buzău, Ciucurete, Petrescu și Ciochinescu, care fac legătura între Bulevardul Unirii și strada Spiru Haret și totodată asigură accesul spre două școli importante din municipiu. E vorba de școala numărul 15 și liceul pedagogic. Într-adevăr, acolo au existat și unele nemulțumiri ale riveranilor vis-a-vis de introducerea acestor sensuri unice, însă cetățenii trebuie să înțeleagă că aceste sensori au fost introduse ca urmare a unor măsurători de trafic. Acolo se înregistrau blocaje frecvente în perioada cursurilor în timpul anului școlar. Cele două străzi trec printre blocuri, iar riveranii își parchează mașinile pe ambele laturi. Rămâne doar un culoar îngust pentru circulația rutieră, unde două mașini nu pot trece una pe lângă cealaltă. Din acest motiv, noua reglementare rutieră pare a fi binevenită. Am dorit să luăm această decizie odată cu venirea vacanței de vară, astfel încât cetățenii să se obișnuiască cu noile modificări de trafic până la 15 septembrie, când vor începe cursurile. Mulți dintre locuitorii din zonă care aveau un traseu prestabilit încă nu s-au obișnuit cu sensurile unice și mai intră pe interzis uneori. Odată cu introducerea acestor sensuri unice, cele două străzi vor intra în reabilitare, atât pe partea de infrastructură rutieră, cât și reabilitarea trotuarelor, astfel încât odată cu începerea cursurilor la 15 septembrie, lucrurile să fie așezate din acest punct de vedere. Pentru un timp necesar acomodării buzoienilor cu noile reglementări, poliția locală îi va ghida pe șoferii mai neatenți pe drumul cel bun. Este posibil ca în urma solicitărilor de la poliția rutieră să fie aprobate modificări și pe alte străzi din oraș.